Spuneați într-un interviu despre romanele dumneavoastră polițiste că în mod deliberat întrețineți o relație ambiguă cu realitatea și că folosiți acel procedeu de suspension of disbelief. Se poate că spune că în acest roman întrețineți în mod deliberat în același tip de relație cu realitatea istorică? Non, je ne le fais pas exprès. Bonjour. Bonjour d'abord. Non, je ne fais pas exprès de faire des erreurs. Simplement, je ne traque pas, je ne cherche pas absolument l'exactitude. Si quelque chose arrive et que c'est vrai, quelque chose arrive qui n'est pas vrai, pour moi, ça a le même statut, la même importance. În primul rând, bună ziua! Nu este adevărat că fac în mod intenționat să fac erori de ordin istoric, dar dacă anumite elemente sunt adevărate sau nu sunt adevărate, pentru mine nu are importanță, acele informații sunt, au același statut pentru mine. Donc, en fait, je ne cultive pas, je ne fais pas exprès de me tromper, j'accepte mes erreurs. Et je ne veux pas perdre du temps à quelque chose qui ne m'intéresse pas et qui serait le travail d'un historien ou de quelqu'un qui écrirait des romans historiques dont le travail consiste à vérifier que tout soit absolument exact. Je suis un homme de fiction et donc je revendique le droit à inventer par définition ce qui n'existe pas. Nu comit erori de ordin istoric în mod intenționat pentru că eu sunt narator și nu mă erigez în istoric, este meseria istoricilor să caute, să verifice toate adevărurile istorice și să scrie totul cu exactitate. Juste encore un mot, je fais parfois des erreurs volontaires. Parfois. Je vais prendre un exemple. Mon roman se passe en 1920. À cette époque-là, l'événement le plus important, c'est une épidémie de grippe espagnole qui va tuer presque autant de monde que la guerre elle-même. Mais comme ça n'était pas dans mon sujet, ça n'était pas dans mon histoire, je crois que le mot de grippe espagnole ne figure pas une seule fois dans mon livre parce que ça n'était pas mon sujet. Si j'avais fait un roman historique, je n'aurais pas pu taire la grippe espagnole et elle serait devenue naturellement un acteur, un personnage de mon livre, ce qui n'est pas le cas. Și ca să vă dau un exemplu în care într-adevăr am comis intenționat o greșeală de istorică. De exemplu, romanul meu se petrece în anul 1920, când cel mai important eveniment este gripa spaniolă, care a făcut tot atâtea victime ca și războiul însuși. Însă eu sunt romancier, subiectul meu principal era primul război mondial, așa că nu am scris nici măcar o dată despre gripa spaniolă. Dacă aș fi fost istoric, nu aș fi putut trece sub tăcere un asemenea eveniment atât de important. Și cât v-a folosit experiența de scriitor de romane polițiste? À quel l'expérience d'écrivain de polar vous a-t-elle servi pour écrire ce roman? Ma boîte à outils, je suis un artisan, ma boîte à outils contient des outils que j'ai appris à utiliser dans le roman policier. Et quand j'écris autre chose qu'un roman policier, je garde ma boîte à outils. Sunt un artizan, am o trusă de scule, ca să spunem așa, am învățat anumite lucruri despre cum se scriu romanele polițiste și în momentul în care scriu un roman din alt gen, recurg la aceeași trusă de scule. Și care e procedeul pe care l-ați utilizat? Quel est le procédé que vous avez utilisé? Cel mai intens de manière, în ambele la plus intense dans les deux types de romans. Vous me demandez quel est mon outil préféré dans ma boîte à outils, hein? Principal dintre sale scule. Alors, la surprise. La surprise. Cum se creează surpriza? Qu'il ne faut jamais confondre avec le suspense. Care nu trebuie confundată cu suspansul în roman. La surprise consiste à créer soudainement quelque chose de nouveau, d'inattendu pour le lecteur. Surpriza constă în faptul că autorul creează un eveniment cu totul neașteptat pentru cititor. Alors que le suspense est un processus lent de montée dramatique, un escalier dramatique qui arrive à une résolution. Iar suspansul înseamnă o gradație a intensității romanului până la un punct culminant. Donc la surprise, le suspense et le rebondissement.
Avem surpriza, suspansul și momentul în care toate evenimentele dau pe din afară. Le rebondissement ressemble à la surprise, n'a pas tout à fait la même fonction. Son utilité n'est pas de surprendre le lecteur, mais de donner une nouvelle impulsion au récit, une nouvelle direction. Punctul culminant seamănă ca procedeu cu surpriza, însă nu are același rol, doar dă un impuls acțiunii. Je vais prendre un exemple, c'est le plus simple. Vă dau un exemplu ca să fie clar. Le roman semble commencer comme un livre de vengeance. Romanul pare să înceapă ca o carte despre răzbunare. Deux hommes sont dans une situation dramatique à cause d'un troisième et on peut penser dès le début que le livre va nous raconter de quelle manière ces deux hommes vont se venger du troisième. Începe cartea cu doi bărbați care suferă din cauza unui al treilea și toată lumea poate crede că romanul va consta în răzbunarea lor. Donc ça c'est le dernier outil que j'aime beaucoup, ça s'appelle la fausse piste, c'est de donner une direction au lecteur pour lui dire un peu plus tard c'est pas ça. Este unul din instrumentele care mie îmi place foarte mult, pista falsă, se lasă creadă pe cititori că se va întâmpla într-un anumit fel și mai târziu să le spun, v-ați înșelat. Dar descrieți-mi puțin acest procedeu de suspension de l'acceptation de l'invraisemblance et la manière dont vous l'utilisez dans vos polars. Je vais jouer les intellectuels pédants pendant une minute, mais c'est parce que vous m'y invitez. O să dau un răspuns pedant, așa de intelectual, pentru că dumneavoastră ați vrut-o. C'est donc de votre faute. Dumneavoastră sunteți de vină. Un anglais qui s'appelle Coleridge a inventé cette théorie qu'on appelle la suspension d'incrédulité. Bravo, c'est très difficile. En anglais, Coleridge a inventé ce terme de suspension d'incrédulité. Qui ne sont pas vraies. On peut dire la suspension de l'esprit critique. Suspendarea spiritului critic. C'est quoi cette théorie? C'est cette idée que lorsqu'un lecteur aime l'histoire, lorsqu'il est dans l'histoire, qu'il est avec les personnages, qu'il est intéressé, peut-être même passionné par l'histoire, pendant le temps de sa lecture, il va suspendre son esprit critique, il va admettre ce qu'on lui dit sans le contester. În ce constă teoria? Să presupunem că un cititor este captivat cu totul de o carte, este cu totul în acțiune și de-a lungul acțiunii el renunță la spiritul său critic, se lasă învăluit de ce se întâmplă acolo și crede cu totul ce îi se transmite. Et moi, mon travail consiste à essayer de faire des histoires suffisamment intéressantes pour que le lecteur soit dans cette dynamique, c'est-à-dire qu'il a envie de connaître l'histoire et que s'il manque un pied à la table, si le micro n'est pas bien placé, ce qui l'intéresse, c'est avant tout ce qui se passe dans l'histoire et dans les personnages. Și eu vreau să creez tocmai această stare de spirit în roman, astfel încât să-i captivez pe cititori și să nu intereseze elemente minore, să nu conteze dacă lipsește un picior la masă, dacă nu stă bine microfonul, important e să urmărească povestea care este captivantă. Et à la fin du livre, le lecteur peut tout à fait revenir en pensée sur sa lecture et se dire ça marche pas. Iar la sfârșitul lecturii, într-adevăr, îi permit cititorului să-și pună întrebări logice. Nu se potrivește lucrul ăsta. C'est pas possible. Nu e posibil să se fi întâmplat așa. Mais c'est fini, c'est trop tard. Dar deja l-am captivat cât a durat. Il a lu le livre, il y a pris du plaisir et au fond, nous avons chacun rempli notre part du contrat. Je lui ai fait une histoire assez captivante et il a accepté le jeu que je lui proposais. A citit cartea, e prea târziu, dar până la urmă fiecare ne-am îndeplinit partea noastră contractuală, eu i-am compus o poveste suficient de captivantă, iar el s-a lăsat captivat de poveste, a crezut-o. C'est ce qu'on appelle un mariage réussi. Așa, asta e o căsătorie reușită. Și cum se creează efectul acesta? Comment peut-on créer un tel effet? Le mieux c'est que je vous donne un exemple. J'ai écrit un livre où quasiment tout est impossible. Am scris o carte în care practic toate evenimentele sunt imposibile. On est en train d'essayer de l'adapter pour le cinéma et sans arrêt on m'appelle pour me dire page 36, page 42, on comprend pas, je dis c'est impossible, ne cherchez pas, c'est impossible. Au încercat să adapteze romanul meu pentru un film, pentru cinematograf, dar mă sunau tot timpul, îmi spuneau cum redăm în imagine lucrul ăsta și eu le spuneam nu, căutați, nu încercați, este imposibil. Je vais prendre un exemple. J'ai besoin que c'est une jeune femme, l'héroïne est une jeune femme. J'ai besoin que cette jeune femme soit profondément dépressive. Héroïna mea este o tânără și eu am nevoie ca ea să fie
foarte depresivă. Mais j'ai besoin qu'elle devienne dépressive très vite, j'ai pas de temps à perdre. Și trebuie ca ea să ajungă în această stare foarte repede, n-am timp de pierdut. Je ne peux pas lui donner un an pour devenir dépressive, j'ai besoin qu'elle soit dépressive après-demain. Eu vreau să devină poimâine dépressive, n-am timp un an de zile. C'est mon histoire, c'est mon histoire. Asta constă povestea mea. Donc, il faut que je trouve un moyen. Să găsesc un mijloc. Je trouve un moyen qui est quasiment impossible. O modalitate practic imposibilă. L'assassin qui veut précipiter le personnage dans la dépression se dit que puisqu'il existe des médicaments antidépresseurs, il doit exister des médicaments pro-dépresseurs. Și asasinul care o va împinge în starea de depresie spune dacă există antidepresive, probabil că există și medicamente care te duc la depresie. Donc j'invente le médicament qui m'arrange, qui est un médicament pro-dépresseur. Elle prend ce médicament, deux jours après, elle est dépressive, le problème est réglé. Și fac ce-mi convine mie, o fac personajul să înghită un medicament pentru depresie și a doua zi este deprimată. Alors, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est, j'espère que vous entendez que je le dis avec plaisir, avec jubilation, je ne me moque pas de mon lecteur. Și sper să înțelegeți bine atitudinea mea, și anume că nu-mi bat joc de cititori. J'essaie de partager avec lui un plaisir. C'est une convention, la narration est une convention. Le lecteur sait que cette histoire n'est pas vraie, que je lui raconte une histoire, comme on dit. Vous me racontez une histoire comme vous me racontez un mensonge. Eu încerc să fac un pact cu cititorii, astfel încât plăcerea să fie de ambele părți. Eu îi spun o poveste, chiar este o expresie în limba franceză, îmi spui povești ca și cum mi-ai spune minciuni. Et nous avons un contrat, c'est de prendre du plaisir ensemble, et que s'il faut que je mente un petit peu plus encore pour avoir un petit peu plus de plaisir, je mens. E un fel de înțelegere, de contract. Dacă eu, scriitor, trebuie să mint un picuț mai mult ca să fie mai mare plăcerea lecturii, atunci voi recurge și la aceasta. Revenind la romanul La revedere acolo sus, s-a spus că este un roman picaresc. On a dit que c'était un roman picaresc. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Elle est absolument vraie. Ce n'est pas un roman historique pour la raison qu'on a évoquée il y a quelques instants, mais c'est absolument un roman picaresque. Sunt cu totul de acord. Nu este un roman istoric din motivele pe care vi le-am expus adineauri, dar este un roman picaresc. Le roman picaresque raconte toujours l'histoire de quelqu'un qui vient des couches les plus modestes de la société, qui se trouve face à une société d'injustice et qui, pour réussir à survivre, va devenir malhonnête. Un roman picaresc spune povestea unui personaj dintr-o clasă socială inferioară care, pentru a ajunge în vârful piramidei, recurge la acțiuni incorrecte și... J'avais besoin que dans cette après-guerre de 14, mes personnages se trouvent exactement dans cette situation, c'est-à-dire face à une situation d'injustice sociale. Ils ont gagné la guerre, mais ils ne retrouvent pas de place là où ils reviennent. Ils deviennent malhonnêtes. C'était exactement la dimension picaresque, c'est la définition propre, c'est exactement le genre du roman. Și am dorit să creez exact această stare în romanul meu după primul război mondial. Personajele mele pierduseră războiul, au revenit ca civili și nu-și mai găseau locul, așadar au recurs la mijloace incorrecte. Romanul începe cu o frază ironică la adresa celor ce credeau că războiul avea să termine curând erau cu toții morți de multă vreme. Începutul romanului este plasat la sfârșitul a multor iluzii privind primul război mondial. Care sunt iluziile pe care ați vrut să le denudați, ați vrut să le în roman? Vous avez raison de dire que c'est un roman de la désillusion. Ați avut dreptate să afirmați că este un roman despre deziluzie. Et vous avez raison de mettre ces illusions au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. Și aveți dreptate să spuneți iluzii la plural pentru că într-adevăr sunt mai multe. Il y a une première illusion, c'était cette idée que la guerre serait rapidement menée comme une formalité. O primă iluzie era credința unora că acel război va fi purtat ca un fel de formalitate. Mais elle a duré 51 mois et elle a fait des millions de morts.
Dar războiul a durat 51 de luni și au fost milioane de morți. La deuxième illusion, c'était que cette guerre était un devoir pour ceux qui la faisaient et que au retour la patrie serait reconnaissante. A doua iluzie era că războiul era o datorie pentru cei care duceau războiul și că la întoarcerea din război întreaga patrie le va fi recunoscătoare. Des illusions là encore, puisque nos soldats ont du mal à retrouver leur place dans cette société. O nouă deziluzie, întrucât soldaților le e greu să-și găsească un loc la întoarcerea din război. Troisième illusion, c'est l'idée que quand un peuple dans son ensemble a souffert, il est lié, il est rassemblé, il est homogène. Et au lieu de cela, on va avoir des gens qui vont faire du profit sur les conséquences de la guerre. A treia iluzie ar fi faptul că un popor ar trebui să fie omogen și reunit în jurul aceluiași eveniment nefericit, pentru că toată populația a suferit din aceleași cauze, dar în loc de aceasta vedem în roman anumite personaje care profită de pe urma din consecințele războiului. Et la dernière désillusion qui n'est pas dans mon roman mais qui serait dans le juste après, enfin qui viendrait se situer juste après, c'est la plus cruelle de toutes les désillusions, c'est d'avoir pensé que cette guerre serait la dernière et elle ne se situe que finalement une génération avant la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste qu'on connaît. Iar ultima iluzie, care de fapt nu apare în roman, dar vine, se situează imediat după acesta, este faptul că ar fi ultimul război care se va petrece în lume, dar acest război are loc chiar la o generație mai târziu, și anume Holocaustul, chiar înainte de al doilea război mondial. Personajul meu preferat din carte este Joseph Merlin. Mi se pare extraordinar și memorabil. Este un funcționar murdar, nesuferit, un ratat, dar este incoruptibil. Cum ați creat acest personaj? C'est aussi mon personnage préféré. C'est aussi mon personnage préféré. Je l'ai fabriqué d'abord physiquement à partir d'un personnage déjà existant, qui est un personnage de Louis Guillou, que je remercie à la fin de mon livre. Este și personajul meu preferat din această carte. Fizic vorbind, l-am creat după imaginea unui personaj de Guillou, căruia îi mulțumesc la sfârșitul cărții. Alors, dans le personnage de Louis Guillou est moins antipathique, moins laid. Le mien est tout un peu plus. E adevărat că personajul lui Guillou este mai puțin antipatic, mai puțin urât decât al meu, dar eu accentuez în rău tot ce... Et je voulais, comment je l'ai construit? Je l'ai construit en opposition, en contraste, parce que j'avais besoin qu'il soit, comme vous l'avez très bien vu, l'incarnation de la morale dans le livre. Am construit acest personaj pe baza contrastului cu celelalte personaje pentru că doream să fie imaginea moralității în carte. Et donc, je ne pouvais pas avoir à la fois un personnage moral, beau, intelligent, propre, parfait. Nu puteam să pun toate calitățile posibile în același personaj, să fie și moral și inteligent și beau, séduisant. Bon, voilà, il fallait un personnage contrasté et donc je me suis amusé à pousser les traits dans les deux sens. Il est extrêmement moral et extrêmement antipathique. Et en fait, c'est toujours la même technique qui consiste à essayer d'opposer des contrastes très forts. Simplement, là, le contraste est à l'intérieur même du personnage. Și cum nu putea fi un personaj perfect, el încarnează toate contrastele posibile. Pe de o parte este extrem de moral și pe de altă parte este extrem de urât, are la extrem dusă cealaltă... Ce que j'aime bien dans ce personnage, c'est qu'on adore le détester. Ce îmi place mie la acest personaj este că publicul îi place să-l urască. Jusqu'au moment où le retournement dont je parlais tout à l'heure, le rebondissement, la surprise. Până în momentul în care se schimbă situația. Ce personnage qu'on déteste, qui est désagréable, on s'aperçoit que au fond, c'est un homme d'honneur, c'est un homme bien, c'est un homme sincère, probe, incorruptible. Și cititorul își dă seama că acest personaj antipatic de fapt este moral, plin de onestitate și incoruptibil. Il y a un texte, un roman très célèbre de Edgar Poe qui s'appelle La lettre volée. Un roman célèbre de Edgar Allan Poe, Scrisoarea furată. Il y a un crime
tout le monde cherche une lettre. Are loc o crimă și toată lumea caută o scrisoare. Et personne ne la trouve. Nimeni nu o găsește. On retourne la maison. Se întoarce casa cu fundul în sus, nimeni nu găsește scrisoarea. Personne la trouve. La lettre est sur la table. Scrisoarea era pe masă. Tellement évidente que personne ne la voit. Era așa de evidentă încât nimeni nu o vede. Donc, les indices dans mon roman répondent à la même logique. Si vous regardez le personnage de Pradel, le texte dit explicitement qu'il ressemble à Javert des Misérables. Pe același principiu este construit și romanul meu. Dacă vă uitați mai cu atenție în legătură cu personajul Pradel, în text se spune explicit că este inspirat din Javert din Misérables. Personne ne le voit. Dar nimeni nu vede asemănarea. Parce que la lettre est sur la table. Tocmai pentru că scrisoarea era pe masă. Le monsieur Péricourt, il est dit dans le texte qu'il a un côté prince André Bolkonski, c'est un personnage de Guerre et Paix. Și în text se spune că domnul tatălui Edouard seamănă cu un personaj din Război și Pace. Se spune explicit lucrul ăsta. Mais personne ne le voit. La lettre est sur la table. Dar nimeni nu constată asemănarea. Et Madeleine, il est dit dans le texte qu'elle a un côté princesse Marie, Marie Bolkonski, Tolstoy là encore. Se spune și despre Madeleine că seamănă un pic cu Marie Bolkonski, tot din Război și Pace. Donc tout ça est sur la table. Et il suffit de lire le livre pour le savoir. Il n'y a pas de clé cachée. Et même le personnage de Merlin dont vous venez de parler, à la fin du texte, il est dit explicitement qu'il est inspiré par un personnage de Louis Guillou. Tout est sur la table. Așadar, toate personajele, toate indiciile sunt date pe față, trebuie doar să căutați un pic asemănările. Iar în ce privește personajul Merlin, la sfârșitul cărții se scrie clar că a fost inspirat din Louis Guillou.